seara, prietenei Hazului! O să povestim în această primă ediție a noului sezon Gala Umorului, al 22-lea, cum a luat plasă bunul nostru prieten Marcel. Precum Moș Martin, păcălit de vulpea cea vicleană care l-a îndemnat să pescuiască la copcă cu coada. Ce-ar fi să nu mai întindem pelteaua Cleopatra și să le spunem dumnealor întâmplarea cu pricina. De acord. Dorele, atenție! Deci, prieten ai Hazului, obosit după un drum de coșmar prin munții bântuiți de un vortex polar, pus la cale evident de vecinii noștri ruși ca să se răzbune pe Naco, Marcel face popas la o casă în munții noștri bântuiți de acest vortex polar. Bătrâna care îl primește în casă îi propune să doarmă fie cu ea, fie într-o cameră alăturată cu bebe. Marcel își face următoarea socoteală. Mai bine dorm cu a bătrână decât cu un bebe care mai mult ca sigur o să plângă peste noapte și nu o să mă lasă să dorm. A doua zi dimineață, la micul dejun, își face apariția o domnișoară de nota 10+, superbă, care se apropie de omul nostru și se prezintă. Eu sunt Beatrice, dar toți mi spun bebe. Dumneavoastră cum vă spune? Tâmpit. Ce cauți dumneata aici? Dumneavoastră sunteți domnul ministru al cultelor? Aș vrea eu. Eu sunt secretarul. Ce dorești? Pe nevastă mea. Ce, o cauți pe aici? Da. A intrat în audiență la domnul ministru și n-a mai coborât. O aștept jos de un ceas. Și ce mă privește pe mine? Eu am fost să-mi iau ceva de mâncare, habar n-am cine este la domnul ministru, probabil că e la domnul ministru și o rezolvă domnul ministru. Și nu vrei să vezi dacă mai e acolo? Cum? În timpul audiențelor? Spune-mi, ai nebunit? Măcar uite-te pe gaura cheii. Absolut interzis. N-are rost să mai discutăm. Am spus, nu are rost să insistați pentru că este imposibil să... Și acum e imposibil? Nu, acum nu. Ia vezi înăuntru. Cine? Nevastă mea. Ah, nevastă. E puțină răbdare. E înăuntru. Și ministru? Și ministru e înăuntru. Și ce fac? A pus-o pe birou. Pe cine, domnule? Mapa cu dosarul. Uite, acum umble la... La Bibi... La Bibi? Nu, la Bibi, la Bibi... Bilet. Nu, la... Bidon. Nu, bidon. La bicicletă. La bibelou? Nu. La bibliora. Bibliora. Uite, nu vrea să se deschidă. Cine, domnule? Bibliora. S-a deschis. Cine? A? Bibliona? Mamă, ce fizic! Cine? Bibliona. Ce fac? Acum, uite, soția dumneavoastră îi prezintă Cucuiu? Cucuveaua? Cum se-i prezintă de mine? Cucuveaua. Îi prezintă curriculum vitae. Bine, domne, dar de ce are nevoie de el? Păi altfel nu poate, nu?
Și acum? A capsat-o. Pe cine? Pe cerere. Înseamnă că e gata. Bă, gata, uite. A pus-o, ștampila, gata, se încheie. Ia dă-te dumne la o parte. E aproape gata. Vreau să mă convinc cu ochii mei. E aproape gata, uite. Bine, dumne, dar asta nu e nevastă mea. Nu? Nu! Ce tâmpit! Stau de vorbă cu toți imbecilii. Fiți iar cu cuveaua, dracu să-ți fie. Cum, dumne, nu e nevasta dumitare? Păi atunci cine este dacă nu e nevasta dumitare? A, e nevastă mea. Costică, te-am făcut secretar. Eram secretar și până acum? De stat, Costică! Secretar de stat! Apropo de glumele cu perdea, dar și fără perdea, ai auzit că în zona de veselu a apărut o nouă strigătură la hore? Care dorele? M-a făcut muica oltear, măi! Cu sergent American. Iha! Vai, Pisi, dar insist. Hai, servește o bucățică. Cozonac? Da. E cu rahat? Da. Turcesc? Da. Fetiță, că-mi faci arsuri pe gâtleș. Hai că mă bucur să te văd. Zi, pe unde ai mai fost? Dincolo. Dar să știi că nu mi-a plăcut. Nu, dar de ce nu ți-a plăcut, fată? Care mai de care e să-mi spele parbrizul? Dar, dragă, ce la noi nu-i la fel? E foame mare, Pisi, foame mare de tot. Și când te-ai întors? Alaltăieri. I-am făcut plinul. Hai că ți s-a făcut dor de țară, Pisi, recunoaște că am puțit-o și eu să simțesc așa mai tricolor, știi? Dar tu pe unde ai umblat? Acasă de un an. E în refacere. De ce? Poate ai aflat și tu că am avut o problemă cu un șofer turc. Era nepotea lui Suleiman Magnifico. Hai că serios? Da? Da. Și mă rog, i-au dezumflat cauciucurile la tir și au găurit băieții timpanele că n-a cam bătea toba și de asta. Am auzit eu câte ceva, că de circulă. E, bine că ai scăpat. Ei, nu, că n-am scăpat, am fost la mamaia. Da, da? Da. Ce drăguț! Ce mai face bătrâna, tot în cărucior? Nu, Pisi, în stațiune la Mamaia. Oh. Am fost și am îngrijit un grup de american format dintr-un moșuleț foarte simpatic. Seara înainte de culcare îmi povestea cum a bombardat el Ploiești și sondele și de-astea, știi? Și mai aduceai la minte, sărăcuțul? Nu, dragă, le încurca așa puțin, dar sondele? Avioanele, dragă! Mă, altfel foarte generos. Poftă de viață, mergeam pe plajă, făceam castele de nisip, ne jucam cu scoica, ce să mai... Cel mai mult îi plăcea să adoarmă aici pe pieptul meu. Da? Mm-hmm. Cu fond muzical. Ce îi puneai? Fuego! Împodobește, mamă, bradu! Ah, pervers! Mm-hmm. Și eu tot de un grup din ăsta restrâns am avut parte în Anglia. Îi dădeam în gură cu lingurița. O dată însă i-am dat peste gură și tocmai atunci a intrat Fisa. Una urâtă rău, care forma fiscală. M-am pus pe liber, dar gata, gata. Gata, Pisi, m-am perfecționat. Știu la perfecție italiana. Ceau, pizza, pasta. Păi, dragă, dar tu n-ai fost în Anglia? Dar ce, dragă, italienii au interzis acolo? A, și ce altceva ai mai făcut, o? M-am încurcat cu Maior de la de veselu pe Facebook. Ai, mamă, mamă. Hai, abia am reușit să scap de sarcină. Ce scula, dracu, e Facebook-ul ăsta. Păi da, e scandalul cu Casa Poporului. Da, mă, tot mai bine e acasă, mă, cu Doru. Doru? Care Doru? Îl cunosc? Cu Doru de casă, Pisi. Aoleu, că nu te joci. Hai, păcat că n-au de gând să pună la punct centura aia Bucureștilor. Tu mai ții minte centurile alea din Italia, fată? Oh! Mamă, mamă, frate! Mie îmi spui? Mai mare dragul, ieșeam în șosete. Ah!
Apropo de zona de veselu și de partenerul strategic de care pomeneau animatoarele de nivel european de adineauri, hai să spunem o vorbă bună și despre bravii piloți de pe avioanele F-16. Dar și despre arăturile de toamnă ale harnicilor noștri fermieri. Ce faci, băi, oameni, băi? Bă, Petrica, bă! Hai să trăiești! Hai să trăiești, bă. Tot aici te aflu, hă? Păi bine, bă, tu nu știi că butoiul este tribuna mea de lucru, de analiză, de dezbateri! Hai, nu vorbi! Viața noastră, măi, Petrica, se modernizează pe zi ce trece într-un ritm la care mulți nu rezistă. Păi da, mă. Dar te văd cam ostenit, băi, Ioane. Observația este întemeiată. Adică? Băi, Petrica, sincer, nu știu ce am de la o vreme. Nu fac nimic și mă simt din ce în ce mai ostenit. Zic eu, Ioane, băi, asta e viața modernă, băi. Euroatlantică. Cu cât nu faci nimic, cu atât ești mai obosit. Păi dacă e să fiu sincer, eu am observat asta mai de demult. Ascultă-mă ce spun, democrația este foarte stresantă. E obositoare, mă, e grea pentru toți. Serios? Foarte serios. De multă vreme stau aici, aici pe butoiul ăsta și studiez, văd, analizez. Te uiți ca vițelul la poarta nouă, ia și bea. Hai la mulți ani. Să trești. Oi, ușor, mă. Da, hai, bă, că mă, e bună, bună. E, na. Ah, Doamne! N-o lua de la noi, că tare e bună. Ia zi, mă. Măi, Oane, mă. Dar tu ieri îmi ziceai mie că astăzi o să ari arătură de toamnă. Așa, și? Cum așa și, mă, și de ce nu ari? Am arat. Am și gătat. Cum ai și gătat, mă? Păi altă dată arăturile durau măcar 4-5 zile, bă. Azi a durat 15 minute. Și am arat și vreo 800 de hectare, a? Bă, tu mă iei în râs, bă. Cum o să te cred, mă? Băi, Petrica, am arat cu un F-16. Cu și, bă? Cu un F-16. Băi, Ioane, băi, dar ăla nu-i avion? Corect! Păi corect, dar și ară ăla? Minune! Ară ca fulgerul! Băi, Ioane, băi, păi ăla nu-i avion de vânătoare? Ba da, dar e modernizat! Petrică! L-au modificat, l-au transformat! Tehnologia de vârf! Ha? Cu sari, bă, un avion, fie el și modernizat. Cu laserul. Bă, Petrica, de ce nu ești mai atent? Tu nu înțelegi ce spun? Asta este tehnologie de vârf. Păi și cum, bă, Petrica? Tu ai arat de acolo, de sus? De acolo, de sus. 1800 de hectare la stat și 800 de hectare la privat. Bă, eu nu te cred, bă. Astea și povești de adormi copiii, mă. Bă, Petrica, ce de acum vorbesc la pereți? De ce nu ești atent? Tu n-auzi că am stat aici pe butoi și m-am uitat cum F-16 ăsta își făcea treaba? Te uiți ca vițelul la poarta nouă. Tu habar n-ai cât de sus a ajuns tehnologia asta de vârf. Și acum așa ai, bă, deși râzi. Mi-am adus aminte că eu când am început, când eram eu așa, m-a luat flama cu aratul în viteză, am arat câteva sute de hectare și pe la ruși și câteva sute și pe la unguri. Păi și ei ce-o zis, mă, ruși, unguri? Rușii nimic. Dar nici nu mi-au mulțumit. Că știi că ei nu mulțumesc la nimeni. Păi și vecinii noștri din pustă? Ungurii? Ăștia s-au supărat. Păi de ce s-au supărat, mă? Păi au zis că ăsta e pământul lor natal. Și că noi n-avem voie să-l călcăm în picioare. Stai așa. De unde-i pământ natal? Cunau și pământul lor natal. Na. Aici ați demonstrez eu că nu au. Eu demonstrez, ia fii atent.
De unde au venit ei veșinii noștri unguri? N-au venit ei din îndepărtata Asie? Corect. Și ei când au venit, au venit călare, fiecare pe câte un căluț, nu? Tăgădâm, 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 că nu existau F-16 pe atunci, nu? Adevărat, e, corect. Păi dacă ei au venit călare, de unde pământ natal? A? Bă, Petrică, tu nu ești prost degeaba, mă? Ia tu și bea o guriță. Hai că meriți. Hai sănătate. Sănătate. A? Bun. Măi, Ioane, măi. Dar de unde avem noi avioanele astea F-16 de armă? Le-am achiziționat. Ia tradu-tu. Le-am achiziționat de la partenerii noștri externi. Că mai nou, tu știi, partenerii noștri externi ne spun ce să facem, cum să facem, ce să construim, ce să demolăm. Pe cine să votăm? Pe cine să votăm? N-au ei grijă să iasă la alegeri cine trebuie? Păi da. Păi vezi? Păi și noi ce facem, băi, Ioane? Arăm democrația. Apărăm democrația. Nu râde, bă. Așa facem. Și așteptăm cu mare grijă viitorul. Ah, dar deși cu mare grijă, că el vine oricum. Iar începi. Vine, viitorul vine, el n-are treabă, că el oricum trebuie să vină. Dar fii atent, dacă vine viitorul, uite viitorul. Uite, îl trece și tu nu-l vezi. Unde ești, mă? Nu e viitorul. Bă, ai dreptate, bă. A? Ai dreptate, bă, Ioane, ar fi și păcat să nu-l vedem, tă? Păi vezi? Vreau să te întreb ceva. Iar? Da. Întreabă-mă, că sunt la tribună, sunt la locul meu de dezbatere, de analiză, de muncă, de, cum se zice, de sinteze sau cinteze. Cum dracu zice, mă? Cum zici tu? Așa. Deci fii atent, mă. La anul, când o să fie vremea de cules recolta, tu tot cu F-16 o să culegi roadele? Tot? Dar nu noi. Dar cine? Ei. Care ei? Care au arat și au semănat. Păi n-ai arat tu? Nu. Eu m-am uitat cum arau ei și semănau ca fulgerul ăla cu laserul. Ai înțeles? Dă-i mai tare. M-am prișeput. Mă bucur, domnul Petrică. Păi de și te bucur, domnul Ioan? Pentru că ai înțeles și dumneata cam cum funcționează democrația asta pe la noi. Oh, doamne, doamne, bă, și minuni, mă, să ari cu F-16, bă. Progresul, Petrică! Progresăm! Necontenit! Nu, nu. Păi tocmai asta e problema, bă, Ioane, bă. Ce? Că mie nu mi-e teamă nici de boli, nici de catastrofe, nici de moarte, bă. Mie mi-e teamă de progres. De el mi-e frică, zi și noapte, bă, de progres. După ce am învățat să trecem încă de prin luna iunie, prin tot felul de campanii electorale, ca gâsca prin apă, sau ca vodă prin lobodă, să ne aducem aminte, în antiteză cu asemenea obiceiuri păguboase, felul cum repeta Constantin Tănase, în urmă cu un secol la Teatrul Cărăbuș, căderea guvernului. Secretar de stat vă caută, știți dumneavoastră cine? Eu, șeri! Să rămânușițile Fifi! Ce strângare, ești înjelentă! Eu nu sunt Fifi! Eu sunt Mimi! Păi de când cu moda asta, cu voalurile, nu vă mai recunoaște omul? Acum ai recunoscut? Bineînțeles, șoricelul meu drag, cum să confund eu mersul tău de gazelă? După tine sunt o adevărată grădină zoologică. Da, 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 chiar așa, da, ia, ia ciripește-mi tău, pițigăiul meu drag. Ce-i asta? Aoleu, iar o aprobare? Numai 10 vagoane. Că rău. Enorm! Pentru nepoțelul meu, pa.
Pomponel, că a luat bacalaureatul. Da, și ce avantaje are guvernul din afacerea asta? Guvernul primește un pupic? Un pupic? Cum să împart eu un pupic la 12 ministri? Găinușa mea! Găinușa ta ți-a adus niște căpcășe. Excelență, ce? Nu vă supărați că vă deranjez. Dar ce facem cu șomerul ăla? Așteaptă de 3 zile să-l primiți. Să aștepte, nu vezi ce probleme grele am aici pe birou? Nu mai pot să aștept, domnule ministru. Curg zrânțile de pe mine. N-am mâncat de o săptămână. Nici nu mai văd de foame. Acordați-mi un mic ajutor, vă rog. De unde, omule? De unde? Și eu sunt sărac, ăsta chiar de la afară. Mi se rupe inima când îl văd ce amărât e. Dă-mă afară că-i se rupe inima, sărac! Unde am rămas, porumbița mea? La vagonașe, Pomponel. Bine că mi-am amintit, păi dacă e vorba de vagonașe, trebuie să semneze și Victor Cucu de la domenii. Va să zic că e adevărat! Opa, nevastă mea! Aș vrea să știu ce caută această creacă înălată în cabinetul tău! A venit după grâu, ciocănitoarea mea! Păi dau eu! Îi dau eu grâu să ajungă și pentru colivă! Nu, 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 să nu tragi! Să nu tragi! Vrei să cadă guvernul? Să cadă! Vreau să mă răz! Un moment, Coalinatea Niciu! Ce faci, bă, Vasile? De ce întrerupi, mă, repetiți? Domn Tănase, mă iertați! A telefonat domnul Schmidt de la Standard Oil Company. Zice că doamna Volată de la noi e la fel de tânără cu doamna Volată care a concesionat sondele de petrol. Și știți ce scandal a ieșit? Bine. Zice că să nu semene. Bine, băi, Vasile, Nataliță, bine. Reluăm de la replica. Vreau să mă răzbun! Vreau să mă răzbun! Ce faci, băi, Vasile? Ce faci, iară? Domn Tănase, mă iertați, a dat telefon baronul Strusberg, de la Căile Ferate. Știți chestia cu cele 10 vagonașe? Dumnealui tot atât a dat comision. Să nu se facă vă aluzie. Bine, Ghiță, răzbună-te, Natalițo. Să cadă, vreau să mă răz! Un moment, Coana Natalițo, mai am una. Ce e, Ghiță? A dat telefon Van Herix, de la navigația olandeză. Știți, la ei în familie au un nepot în legătură cu Panama, aia. Care? Ce? Aia cu navigația pe Dunăre. Păi n-a fost rentabilă? Păi da, jumătate. Ei în lung și noi în lat. Bine, Ghiță, răzbună-te, Natalițo. Pot să mă răz... Un moment, Coana Natalițo! Ce, Ghiță, ce? Cu cocoșei ăia e groasă. Da. A dat telefon de la bancă și domnul Marmoroș și domnul Blanc. Da, zice că bate în șperțul de la finanțe. Aha, bine, Ghiță. Răzbună-te, Natalițo. Pot să mă răz... Un moment că mai am. Stați așa. Ce e iară? Zice experții străini că șomerul nostru e prea șomer. Și? Și domnul Victor Cucu, de la regia monopolurilor statului. Ce vrea? Zice să nu-i apară numele pe scenă. De ce? Păi, ci că de când s-a concesionat regia finanțelor suedeșilor, noi luăm mono și ei au polul. Gata? Am să mă răz... O clipă, amână răzbunarea până mâine, cu textul modificat. Mâine dimineață, repetiție la ora 8. Hai, Vasile. Domnule subsecretar de stat, vă caută, știți dumneavoastră cine? Eu, Șeri. Să rămân mânușițele Fifi. Ai? Sărut mânușițele Fifi. Da, eu, ce strângare, ești excelență. Eu nu sunt Fifi, eu sunt Mimi. Păi de când cu moda asta, cum să vă mai recunoască omul? Acum ai recunoscut excelența? Ți-am recunoscut mersul tău de gazelă, tăliuța ta de viespe, ia ciripește pițigoiul meu! Cirip, cirip, cirip! Altă aprobare! Numai 10 cornete de semințe! Enorm! Un cadou pentru bunicul meu care își dă bacalaureatul! Dar ce avantaj are guvernul din afacerea asta? Guvernul o să primească un pupic? Da? Și cum să împart eu un pupic la 12 miniștri, găinușa mea? Găinușa ta s-a adus și niște cocoșe? Vă rog să mă iertați că vă deranjez, dar ce facem cu șomerul ăla? Așteaptă de 3 zile să-l primiți. Să aștepte!
Nu mai pot să aștept, domnule ministru! Curg zdrențele pe mine! L-am mâncat de o săptămână! Nici vă mai văd de foame! Acordați-mi, vă rog, un mic ajutor, vă rog! Costache, scoate-l afară! Mi se rupe inima când îl văd pe amăretul ăsta! Scoate-mă afară, că-i se rupe inima, săracul! Eh, unde am rămas, porumbița mea? La aprobare, pomponel! Da. Me, me, me! Bine că mi-am amintit, păi pentru aprobare trebuie să-i scălească și Victor Cucu, pardon, Victor Berbec de la domenii. Va să zic că era adevărat! Hai, nevastă mea! Ce caută creatura asta voalată în biroul tău? A venit după semințe, ciocănitoarea mea! La scotreier eu! Nu trage! Nu trage, cocostir, cum vrei să cadă guvernul! Să cadă! Vreau să mă răz... Uai, Cleopatra, uai, de 3 ori eram gata să-i zic muierii că o turna prea multă sare în șorbă. Dar m-am răzgândit, uai. De ce, Dorele? Avea făcălețul în mână. Numai că ea nu-i zice făcăleț. Dar cum îi zice? Replică. Bă, nepoate, bă, să spui cum petrecui anul nou, auzi? Bă, să vezi de râsul lumii, auzi? Bă, că s-a dus și 71, că vorba lui Olbătrân, lui Olbătrân, știi? Bă, nepoate, când îl întrebam eu de viață, știi? El zicea, bă, nepoate, fusă și s-a dus, bă. Așa că s-a dus 71, s-a dus, bă. E, v-a să zic că am bun, îi zic eu lui Veta, mă, Veto, fata, tati, mă, știi ce mă gândi eu, mă? Ia-i să petrecem noi anul nou, bă, cum scrie la carte. Iete, cum vrei tu, așa facem. Cum zici tu, așa facem. E, zice Veta, dacă e după cum zic eu, hai să mergem la București. Că tot ne-a chemat Nașu Pantelica să facem anul nou la el, știi? Să facem anul nou la el. Bine, mă, zic. Are dreptate muierea aia, să ne ducem, bă, să mai fim și noi odată musafiri. Că de când mă știu de anul nou, am muncit până am dat în brânci. Ia-i, mă, acolo, că tot azi nașul, să-i ducem și pe sucăl mic, pe nepotul său. Pe nepotul său să-l ducem. Bă, zic și făcut. Luai o dămijană de zaibă, știi? Mai luai un curcan, niște cozonaci, oală cu sarmale, să nu mă duc cu mâna goală. Să nu mă duc cu mâna goală. Și plecară. Ne suirăm în trin și șezurăm, știi? Șezurăm de vorbă până la Craiova, acolo, grabu sărăm. De la Craiova încolo, luai bilet, cu loc rezervat, da, ne suirăm în tren, dar vezi că locurile erau, dar rezervați mai erau câte 5-6 pe un loc, știi? Noi abusărăm noroc, era un scandal acolo și o gălăgie, bă, un scandal, noi abusărăm noroc, că nu mai ajunsărăm la locurile noastre, știi? Ne înțăpenire la capul vagonului și acolo rămăsărăm. De-aia auziu pe unii pe drum că se certau pe locurile noastre, așa tai că zi matale, că suntem toți un sindicat aici. Toți suntem un sindicat. Bă, plecară în cutrinul, ăsta sucă, el mic copil jurat, mă, n-are stâmpăr de tot. Când spusă tasul, bă, zice pe ăsta, leagă-l, dar eu dacă vă spui înghesuială, zic, lasă-l, bă, unde o să ducă în înghesuială? Bă, dar să dusese pe la mijlocul vagonului, auzi. Bam, patru labe, bam, mai înțăpas o cocoană, bam, mușcașă de picior, ajunsese la mijlocul vagonului. Zic, sucă, unde ești? Și a cine amărine? Păi ce faci, mă, acolo, vină încoace. Păi și vină o matale, păi eu nu pot, mă, că e înghesuială. Păi dacă nu poți matale, ce care ești o mare, eu cum o să pot, că sunt mic. Păi vino, mă, cum te dusă și așa vino. Nu mai poți, zice, că trec pe la ăla de-l mușcai și mă bate. Bă, zic să stai acolo cu minte, să nu te chierde, m-auzi? Stai acolo cu minte. Dar cum vorbeam eu cu el, așa ajunsără la Piatra Olt și mai răsuflară moțâră. Schimbai și o piciorul, că de la Craiova veni să-mi pe stângul, știi? Pe stângul, mi-am morsesă de tot. Pusă și Veta oala cu sarmale jos lângă fereastră, venu un copilaș să sui pe ea, să uita și el pe geam. Cum stau eu așa de vorbă și mă gândeam, mă, să-l iau pe sucă de acolo? Bă, iar să sui lume, altă lume, puhoi de lume, nu mai fus. Bă, zic, sucă, m-auzi, mă, te aud, nene, zic, stai acolo cu minte. Dar cum vorbeam cu el, veni unul și își băga cotul în dămijana mea, auzi? Mă, și avea un palton frumos, o culoare frumoasă, așa, se potrivea cu zaibărul de minune. Deschis paltonul la culoare, zaibărul roșu, aproape negru, bă, de minune. A, scandal mare, ce faci, bă, zice, ce făcuți cu dămijana asta? Păi eu făcuți, și eu de-a cu dămijana, matale. Matale, de-te-și cu cotul în dămijana. Păi și acum ce fac cu paltonul, zice omul? Ce fac cu paltonul acum? Ce fac cu mâneca? Ce fel de vină asta? Iasă ăsta la curățat. Iasă, zic eu, iasă, e zaibăr, iasă cu foarfeca. Cu foarfeca iasă. Păi zice, cum fac, bă? Păi eu ce fac cu paltonul? Îmi plătești paltonul. Păi și eu te puseai să-mi plătești vinul. Te puseai eu să-mi plătești vinul. Păi dar eu ce fac? Ei, faci matale o mânecă nouă. Păi de unde să fac, că nu mai am ștofă. E, dacă n-ai ștofă, îmi dai mie adresa. Și vii la matale cu o dămijană de zaibăr. Păi ce să fac cu ea, că mie nu-mi place vin negru. N-are nimic, zic eu. Tornăm zaibăr într-o căldare și bagi paltonul, dar îl scos tot la o culoare.
Că Zaibăru e putere mare, asta nu iasă cu nimic. Mă, cum să mă certam eu cu ăsta, știi, pe palton așa? Oprise trenul într-o gară, când mă uit eu pe geam, văd că pe unul că plecase cu sucă. Păi zice, ești chior, tu nu vezi că nu e copilul tău? Tu nu vezi că nu e copilul? Lasă că nu sunt eu chior, zice. Dar luai pe ăsta, că pe al meu nu poți să-l iau, că e la matale, acolo suit pe oala cu sarmale. Și luai pe ăsta, face schimb pe geam. Ți-l dau eu pe al matale și mi-l dai pe al meu. Bă, chin cu ai copii, bă, sucă nu mai vrea să suie în tren, ăsta nu vrea să dea jos din tren. Chirai, zbirai, bă, până la urmă dovedirăm. Deteră noi nărodul lui jos, ne-l detel pe al nostru, știi? Chirea, țucă, chirea, nu scăpai de el, mă păgubi de două perei de palme. Mă păgubi de două perei de palme. Eu cum nu mai rămăsese decât vreo cinștile de vină de mijană, le detei la unii acolo să-l bea. Ce să facă cu el? Să-l luare el, băură, mă, să veseliră tare, mă, să veseliră prea tare, sparsă rungeam, auzi? Sparsă rungeam, de să fac un frig, aveam toți chiciurile la musteț. Mă, și cum stăteam așa, veta zice, Mărine, ia vezi tu de asta, că nu mă lasă în pace. Eu, doamne, mă, care fă? Ce asta din spatele meu? Ce faci acolo, mă, zic? A, nimic, zice, nu vă supărați, dar și îndegerară mâinile, că n-am mânușile, băgai și o suproboadă de la dumneavoastră. Dacă vreți, zice, vă dau un pol. Bă, fii atent, cu mine un curci, auzi? Îți mai dau eu un pol să-ți iei mânuși, auzi? Să-ți iei mânuși, că altfel te încălzesc eu de scântă cu oliva, am chef, auzi? Ia uite la el. Bă, cu chiu, cu vai, bă, n-a înghesuială, ce să-ți mai spune? Poate ajunsără la București, bă, pe la 6 seara. Taxuri, nimic, mă, și eu de la început mă gândisem, mă, ce să cat eu de petrecere de anul nou, mă, la nașu, că ăștia nu petrec anul nou, ăștia fac o sărbătoare de zice așa, ca la bulion, știi? Bulion, revelion, așa. Ce să cat eu la ei? Da, până la urmă ajunsărăm pe la 8 seara. Cum mă văzut nașul? Fine, zice, bine veniți. Bă, Mărine, bine că veniți. Ia, du-te după sifoane, că n-am avut sără timp. Du-te după sifoane, mă duc să-i după sifoane, mă duc să-i după pâine, că uitaseră, mă duc să-i după țigări, mă duc să-i după chibrite, mă duc să-i după vin, că să bizuiseră pe mine, știi? Mă, pe la 11 seara le dovedi pe toate, veni acasă. Când veni acasă, hai, bă, zice, că nu era să te așteptăm cu masă. Noi ne apucăm și mâncare. Mă așezai, mă, dar m-a apucat să o steneală, adormeam cu capul în sarmale, auzi. Era unul lângă mine, mâncă sarmalele lui, le mâncă pe ale mele. Mai luă o dată, mă, zic, cum o băga, mă uitam, mă, nu băga ăsta, mă. Pe urmă a prinsă țigarea, mă, și când s-a pusă pe fumat, mă, fumă, mă, ca pe o slănină. Mă, nene, zic, mai dă-o, dracu, de țigare, mă, mai stânge-o, mă. Nu pot zice că de 3 zile nu se găsesc amiral. Și te astăzi găsi. Păi și acum ce faci? Cum spaguba acum? Ce faci acum? Stinge-o. E, o stins, omul și-a prins un trabuc. Nașul zice, dă-mă, Mărine, dă-mă și mie un șpriț. Păi ți-aș da eu, dar nu te văd pe unde ești, zic, nu te văd de fum. Dă un șpriț, ei pus eu vin, băgai mâna sub masă să iau sifonul. Mă, dar în loc de sifon, apucai mâța de coadă, mă. Mă, dracu, mâța să fac un ghem pe mâna mea, eu mă speriai, mă, mă speriai. Trebuie să-i mâna și aruncai mâța drept în brață la nașareta. Nașareta o aruncă la coana mare, coana mare la conul mare, e de așa să jucară cu mâța până venind dără la mine. Eu o luai și o aruncai sub masă, mă, zice, are mâța asta, băi, turbată, mă. N-are nimic, zice nașul. Vezi de treabă, n-are nimic. E bună ea săraca, dar văzu eu pe sucă mai devreme, zice că îi de niște țuică, știi, e beată. Ia uite-mă și cu sucă ăsta, mă, ia uite și cu sucă. Când mă uit la ăla de mâncase sarmale multe, știi, odată îl văd verde. Bă, ce e cu ăsta, mă? Săriră repede, dă-i cu oțet, freacă-l pe la tâmple, mă, cu tare, rău, gata, chemare salvarea. Bă, Mărine, zice nașul. Du-te tu cu el, că noi, să nu ne stricăm noi petrecerea, știi? Du-te tu cu el până la urgență. Bă, du-te eu acolo, doctorul zice, ce are? Nu știu, zic, mâncă cam multe sarmale. Păi cam câte? E, nu prea multe, vreo 42, zic. Vreo 42. E, 40 e clar, e plin până aici, dacă reușim să-i scoatem una, două, scapă, că altfel se sufocă, știi? E, cu chiu cu vai scoasă o sarma de acolo, răsuflă omul și ai la Bairam, vezi de treabă. Zic, ai la Bairam, că e anul nou, vezi de treabă, zic, mai e anul nou și la anul, vrei să nu mă apuci? Vezi de treabă. Plecai de acolo, dar plecai pe jos, că salvarea nu mă dusă, știi? Nu mai vreau să mă ducă. Taxiuri nu găsi și ajuns să-i spre dimineața, așa când ajuns să-i acolo, dormeau toți. Toți dormeau. Nașa zice, mă, Mărine, du-te tu până la farmacie și ia niște bicarbonat. Dar să te uiți tu bine, să scrie pe pungă, că altfel Pantelică nu ia în ruptul capului, că anul trecut așa i s-a întâmplat. A luat bicarbonat și nu scria pe pungă nimic, dar era praf de copt, era să pleznească, auzi. Dar Veta unde e, zic? Veta. Ea e la bucătărie, spală vasele. Mă, dusă-i la bucătărie, aveți-o. Petrecurem noi de anul nou. Mă, ce mai petrecurem, zic. Dar cine spune așa? Zice, mâța, doarme-i sub masă. Veto, zic, lasă-le, lasă tot și hai să mergem, că avem acum un trin. Ajungem numai bine pe sare la Băilești, ne culcăm și o petrecem anul nou. Pe doi, pe trei, când o fi odiniți. Că nu o fi pagubă, bă, nu o fi pagubă. Îl facem pe trei. Mărturii la tribunal. Soțul. Deci, doamna judecător,
Eu m-am întors acasă și am găsit-o pe soția mea, care era în pat și, dacă îmi dați voie să spun, goală. Da, să știți, era întinsă în pat goală, în costumul, cum se spune, alevei. Și era geamul deschis așa larg. Eu m-am uitat pe geam și am văzut pe cineva care, pardon de expresie, alerga în chiloți. Da, în chiloți pe stradă. Eu m-am enervat atunci și eu, când mă enervesc, fac foarte urât, pentru că eu am făcut acum 2 ani sală. Și am luat noptiera și am aruncat-o pe geam peste omul acela care alerga. Să vină la bară următorul martor. Poftiți, vă rog, hai. Era cald, onorată instanță. M-am dezbrăcat, am deschis geamul și văd cum dă buzna dobitocul ăsta și, fără să zică ceva, aruncă noptiera pe geam. Să auzim și de poziția victimei, este cea mai importantă. Sărmâna, doamna judecător, sărmâna. Deci, după cum puteți vedea, eu sunt sportiv de performanță. Și eu alerg, fac sport tot timpul și am un traseu al meu. Nu alerg eu de nebun așa, nu, e federația care mi-a hotărât. Adică pleci, bă, din punctul A până în punctul B, așa, la vreo 2 km, 3 km. Și în ziua respectivă, cu pricina, eu alergam. Și eu nu văd prea bine, dar am un auz extraordinar. Și am auzit un vâj așa la ureche. M-am întors, dar până să mă întorc, o noptieră m-a lovit așa pe aici, așa. Și acum ultimul martor, vă rog. În altă instanță, sărbunile, eu și bab, nici nu știu de ce mă aflu aici. Pentru că, vedeți, eu stăteam, cum se stă, nu? Ca orice om într-o noptieră. Mă odihneam și eu și, din toată, bam! M-am trezit în mijlocul drumului. Oșane, soșane-i fi, până-n ceasul tăi muri. De-le-le-le-le-le-le-le, de-le-le-le-le-le-le, măi, după mine, pișor!
și inima. Le 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 le. Să întoarcem acum pe toate fețele un proverb cu tentă ușor naționalistă. Fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara ta. Proverb ce pune în valoare parafraza din Bancurile cu bulă. Fie pâinea cât de rea, tot ți-o fură cineva. Mă rog, asta dacă nu ai o nevastă, mai ceva decât ceasul rău, care să-ți pună accize și pe băutură. Ce faci, Vasile? Nu te culci? Ei, mă culc, cum să nu mă culc, ce să fac? Acuș, mă culc, uite, acuș. Acuș. Să prind și eu nițel pisica aia pe afară și mă culc imediat. Ce să mai fac? Nu pot prind nițel așa. Nu am. Pe cine ai mai văzut tu să plimbi pe pisica? Cum, pe cine? Pe mine. Dacă n-am câine, tu n-ai vrut. Știi, dacă aveam câine, ieșeam și eu cu el așa, două, trei ori, pe aici, pe acolo, pe aici, pe acolo. Veneam înapoi acasă, dar uite așa, dacă n-ai vrut să am câine, tu n-ai vrut. Hai mai bine, culcă-te, Vasile. Hai. Da? Sigur. Chiar, ce-mi trebuie, doar? Unde te duci, mă, bețivule? Stai, mă, acasă. Stai, mă, acasă. Acum, noapte la Crăciun, mă, masă, nu e Keller, nu e aia, nu e aia, nu e. Stai, mă, mai bine aici, ce umble așa? Cursa de șoareci. Mă duc să văd! Ce să vezi? Cine a ieșit primul? De unde să iasă? Din cursă! Hai, vezi-ți de treabă, bă. Da, chiar, ce-mi trebuie, de unde te duci? Stai, mă, acasă, mă, unde umble așa, ce sare, mă, Maioară? Mi-ar sta bine cu mustață? Eu mă duc să-mi las mustață, Maioară. Unde te duci? La frizer, unde să lasă mustață? Unde ai mai văzut tu frizer noaptea? La ce noapte schimbă meseria, ce-i cameleon? Eu mă duc să spăl vasele. Da? Și vine, eu mă dezbrac, îmi pun pardesiu și mă duc. Unde te duci? Mă duc să mă predau. Trebuie să mă predau. Azi dimineața am trecut stopul pe roșu, săracul milițianul n-a observat nimic, a spun drept. Și? Ce și? Am conștiința încărcată. Ha, ia uite. Vasile? Da. Eu zic să te liniștești, că la cârciumă nu te duci. Nu? Nu. Nu, chiar ce-mi trebuie? Nu te duci, mă. Stai, mă, aici. Ce cauți la cârciumă la ora asta? Masă nu e, chiar nu e. Aia nu e, aia nu e. Ce fac ăia acum, acolo, la mine? Oh, ce femeie sunt, perioară, ești o mărioară! Nu ca altele pisăloace! Unde te duci, ce faci, bețivule? La ele cum beau un pahar de vin, gata-i și bețiv! Și Napoleon obișnuia să bea. Napoleon și n-a fost bețiv. Napoleon a fost învingător. La Waterloo i-a bătut pe aia. La Waterloo. Ce a fost la Waterloo? S-a stricat lanțul. Mă duc să iau un lanț de la Tehnometal. Noaptea e închis, Vasile. Dar ce, nu e și Tehnometal de urgență? 06. Ce? La 06 și gata, stai 2-3 ore la coadă și vin înapoi repede. Alo? Da! Să trăiți, toarșul director! Să trăiți, toarșul director! Da, da, eu! Trebuie să vii imediat urgent la birou! Chestiune importantă, da, toarșul director, da! Da, am înțeles, sigur, dacă e nevoie pentru plan, pentru serviciu, toarșul director! Aveți în grijă toată energia mea, toată capacitatea mea de muncă! Tot ce vreți, vin imediat! Vezi că e scos din priză, Vasile. Chiar.
Eu mă știu cum vorbește dacă nu sună, știi? Se poate să... Probabil că secretarea aia lui, știi, să ține de bancuri. Scoală noaptea oamenii din somn. Nu te duci, mă, stai, mă, acasă, mă, stai, mă, ce... Mai bine stăm noi amândoi acelea... Ce o să fie, ce o să fie, stingem lumina... Și eu mă duc să iau oțet. Ce să iei? Oțet, că vine toamna și de-aia nu se găsesc borcare. Măi, Vasile, de ce nu ești tu cinstit? Da, chiar ce-mi trebuie? Unde te duci, mă? Stai, mă, acasă, mă. Stai, mă, acasă, mă. Stai, mă, acasă. Ah! Ah! Să spun drept! Eu! E, cu cine vorbești? Marioară! Nu văd! Nu mai văd! Mă duc la spital să văd ce e cu mine, că nu mai văd! Nu mai văd! Ce faci? Nu mă atinge, nu mă atinge, nu mă atinge, sunt somnambul! Somnambul? Dacă nu mă lași să plec, adevăr, strașile! Da. Lasă-mă încet, ușurel, ușurel, mă duc așa, unde mă, așa. Vrei să te duci? Mă duc să iau și eu ceva, a fumat! Vine eclipsa aia, atunci n-avem nimic, a fumat în casă, măi, femeie! Mă duc să iau o scrumbie, a fumat! Eclipsa vine peste 11 ani. Treaba ei, să vine când vrea, scrumbirea ține-o cât? Și Robinson Crusoe era, n-a mâncat numai scrumbii făcute de mâna lui și a avut ceva, n-a pățit nimic. Vasile. Da. Ia uite ce ți-am cumpărat eu ție de la Romarta. Ia să vezi. La Romarta mi-a luat ceva. Ia uite. Pijamaluță. Pijamaluță de la Romarta. Și încă ceva. Papucii de la Romarta, da, și papucii. Hai și culcă-te, Vasile. Da, chiar. Hai, te rog. Da, chiar. Unde te duci, mă? Stai, mă, acasă, tocmai bine e, nu? Trag o oră de bună de somn până la 10 când intru de gardă. Ai fost ieri de gardă. Da, am fost ieri, de dreptate, dacă am fost ieri, am fost ieri. Am văzut, am o... N-ai nimic. N-am nimic, așa e, că n-am, dar... Dar trebuie să... Nu trebuie nimic. Chiar ce-mi trebuie? Unde te duci, mă? Stai, mă, acasă. Mi-a spus ăla că... Nu ți-a spus așa nimic. E, că nu mi-a spus, nu mi-a spus, dar... Dar eu mă duc și tu zici... Nu zic nimic, Vasile. Nu zici nimic. Știam eu că ești o femeie superioară. Marioară, să nu mă aștepți. Nu te aștept că nu te duci. Da? Chiar. Ce-mi trebuie, dă? Dai, mă, acasă, mă, bețivule. Unde te duci, mă? Masă nu e, chelner nu e. A plecat, știi, a plecat. O iau și eu încet așa, știi, și nu mă vede. Stau vă două ore și vreau înapoi, că nu stau mult doar. Că ce-ți fac eu mai mult acolo? Ce mă, două, trei ceasă? Vin eu și... Vasile! Culcarea! Mâncați-aș gura ta aia scumpă, Marioară, să-ți mai... S-au făcut de-a lungul timpului mii, mii de glume pe seama săriților de pe fix. Care se pare că vin de pe o planetă necunoscută și după ce își fac de cap o vreme pe aici, pe la noi, pleacă spre altă planetă la fel de necunoscută. Și inaccesibilă nouă. A definit mai bine ca oricine această controversă planetară George Bernard Shaw, care obișnuia să spună: cu cât trăiesc mai mult, cu atât sunt mai convins că această planetă este folosită de alte planete ca azil de nebuni al Universului. Domnule, da. Fiți amabil. Ce v-a ieșit la ultimul consult? O boală. O clipă. Vă rog. Mi-a ieșit anglotusemofobie. Adică popular... Este ifofizie la sonata Kreutzer. Domnule, eu vă rog foarte mult să vorbiți frumos cu mine. Vreți să vă trag cu găleata în cap? Domnule. Domnule, ți-am spus că eu am ifofizie la sonata Kreutzer. Eu am în mine o teamă. Aoleu. O frică. O frică ancestrală. Mi-e frică să nu vorbească statuile. Domnule, păi dacă ar începe statuile să vorbească, să cilipesc. Ce?
Eu am în grădină, sub fereastră, un Stalin mic. Mai fă-i de-n picioare. Așa. Și un Lenin mic. Ce-ar zice de me dacă ar ciripi? Vă rog să luați loc. Păi ce-ar zice? Ar zice că ne-a trimis italienii o columnă bilingvă la Cluj și două lupoaice cu băieții aferenți care suge la Harghita și Covasna. Și noi nu le-am dat nimic în schimb? E, cum nu? Le-am dat spaghete blonde dâmboveze cu tarif de noapte, de nuit și de zi și viori Stradivarius și amătii. Mă scuzați, amati. Am devenit ca mintim. Da, ma... Dar mă rog, domnule, ce-am auzit eu? E un zvon că o întreprindere de instrumente muzicale, schiuri și ligheane de la noi au lansat pe piață o producție de contrabasuri pentru opoziție. Yes! Informația dumneavoastră este parțial exactă. Cum, parțial color sau ce? Domnule, pentru că și puterea a făcut o comandă de surle și trâmbițe și tobe, dubașii, tobe cu praful pe ele. Mă tai ceva la tiroidă, da? Auzi, mă? Da. Bă, dacă mâine ar fi alegeri anti-cipate, te-ai duce, mă, să votezi? Domnule, un moment, vă rog foarte mult. Eu sunt paranormal, nu nebun. Dar ești bun. Ești bun de candidat. Candidoza! Măriți doza! Soră! Janin, vină puțin. Dorele! Ce? Dorele, sunt însărcinată! Da, bravo, foarte bine. Cine-i tatăl? Păi e copilul tău! Cum să fie copilul meu? Cum să fie copilul meu? Că noi doi nici măcar nu am taca-paca. Știu, Dorele. Și eu sunt la fel de șocată. Prietene, tu ai decis să te însori. Eu am vrut să te conving invers, da. Dar ce crezi, că o să mă însor cu tine? De ce? Dacă ar fi la o adică... Nu corespund. Lacă-mă de aici! Un stilist nu va sta niciodată sub același acoperiș cu un rapidist. Da. Dar ce vrei să faci cu coroana aia? Să ți-o pun pe cap, în biserică. N-ar fi mai bine să o pui într-o pungă și să o aduci la biserică și să o pui la momentul potrivit. Că dacă tot m-am legat la cap, ce mai contează o coroană acolo? Că sunt atâția regi în România, slavă Domnului! Avem regele berii, avem regele fotbalului, avem regele bormașinii. Și acum, uite-te bine la mine, avem și regele proștilor. Ce? Ce, mă? Nu mai pot da înapoi. Ah, mimișor! Fițar diminutivul al dracu să-ți fie. Mimișor, auzi? Mimișor. Și e și gravidă în luna a cincea. Știi cum umblă prin casă? Uite așa e, teleghidată. Asta e, tu ai vrut. Hai, umilește-mă. Se cu nuna robului Dumnezeu, cu roabele Dumnezeu. Lasă-mă să o ajustez! Stai! Un pic așa! Vai, dar ce ochi mare ai, lupule! Ca să te văd mai bine! Nu, ca să te însur mai bine! Nu știam că ai bazedof! Nici eu! Dar ce să martiu, că mă strânge rău! Dar mai trebuie să o mai pui și în foc! O slăbesc, prietene! Dar îmi tremură mâinile! Știi, ne-am întrecut aseară cu vodka! De bucurie te-am sărbătorit! Nu vă e rușine! Ați băut de bucurie că mă nenorocesc eu? Eu am să plec încătușat.
urmărit de zâmbetul rânjit al soacrei mele. Mă rog, încă nu e a mea. Oh, arată bine. Cine? Soacră ta. Păi, n-ai zis că vrei să fie a ta? S-au mai văzut cazuri? Dragul meu, la cât de fericit mă simt, sunt capabil să-ți scot ochii, să-ți scot ficatul, să... Să punem pirosria. Asta mai lipsea acum, să mă duc orb la altar. Mulțumesc, mulțumesc. Acum, măcar nu mai pot să o văd pe scorpia aia monocelulară. Vorbesc de soacră mea. Virusul pestei conjugale! Sună telefonul. Al tău? Cine o fi? Cine e? Ho, soacra. Nu se poate. Scrie mare, nu soacra. Taci, taci, lasă-mă pe mine. Alo? Da. Mama soacră? Bineînțeles. Nu mai chem niciun prieten la masă, nu. Le spun și fraților și cumnatelor și diversilor verișori să stea pe fundul lor acasă. Au ce mânca, nu le dăm noi nimic dintre al nostru, da. Sigur, mama, soacră. Ce să fac? Unde să mă duc? Să-ți schimb unguientul? Păi ce să faci cu el? Să dă la articulat, să te dai. Mă duc până la capătul lumii, mă duc cu troleibuzul, numai să nu mai aud acel de ce. Plin de reproșuri la adresa neîndemânării mele de a fi bărbat. Alo, da, să rămână, la ora 14 fix. Mamă, soacră, numai puțin, să nu uit, în caz că nu vin la cununia mea, să știi că o să-l trimit pe un prieten de-al meu cu coroana. E cu o coroană de aia care se pune pe capul indivizilor cu pierderea bruscă a sistemului de autoapărare de supraviețuire, e ca unguentul matale. Cum? De ce nu vin? De ce nu vin? De-aia nu vin, scorpia dracului! Ăla a fost un ministru cum se cade, mă rog, fiecare cu cormoranii lui. Nu, din alt motiv nu vin, vaca domnului care ești! Ce te râzi cu mustăcioara aia de caporal obsedat! Fita e însărcinată luna a cincea, iar noi ne cunoaște numai de trei! Ce? Râzei? Și la cimitir să râzi! Lângă cruce! Unde ești, mă? Aici. Unde ești? Aici. Ia, mă! Urmează-mă! Cavaler credincios! De-abia acum vom căuta domnița mult visată! Și dacă fiva fată mare, atunci... Ce strașnică întâmplare! Cum era ăla? Și! We're off to see the wizard! La 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 la! Stop! Tu știi că cercetătorii britanici au stabilit că mâncarea românească este cea mai periculoasă pentru inimă? Știi de ce? Faci infarct când vezi cât costă? Bună seara! Am spus bună seara. Vedeți voi. N-aveți un pumn de distonocalme? N-aveți. La ora asta ne trezeau din somn. Le primeam gratuit. Dar ne-au dat drumul acasă. Până luni. Ziceau că nu mai au medicamente. Iar dușul reci putem să facem și acasă, la domiciliu. Cine sunt? Nu contează cine sunt, important e că sunt. Și până dați mână de la mână ce aveți tranquilizant, să vă spun de ce am ajuns nebun cu nervii. M-am căsătorit cu o văduvă, care avea o fată mare. După un timp, tatăl meu s-a căsătorit cu fata mare, adică fata nevestei mele. Nevasta mea devenise soacra tatălui meu. Fica mea, vitregă, adică fata nevestei mele, a devenit mama mea, iar tatăl meu, ginerele meu. Mama mea vitregă, adică fata mea vitregă, a născut și ea un băiat, care mi-a devenit nepot, iar eu am devenit bunicul
fratelui meu. Acum soția mea a născut și ea un băiat. El a devenit cumnatul tatălui meu, deoarece era fratele fiicei mele vitrege, iar fiica mea vitregă, adică soția tatălui meu, a devenit bunica fratelui ei. Adică eu sunt tatăl vitreg al tatălui meu, fiind căsătorit cu mama nevestei sale, fiul meu e fratele și totodată fiul bunicii mele, deoarece soția mea e nora fetei sale. Astfel, eu am devenit tatăl vitreg al mamei mele vitrege, tatăl meu e fiul meu, mama mea e fiica mea, nevastă mea e bunica mea, iar eu îmi sunt mie însumi și tată și fiu. Deci, în numele tatălui și fiului. Și uitați-vă după medicamente, că după majorete, că după fete, că nu mai pot, nu mai pot. La alimentarea din colțul străzii. Haide, ale fructe, ia legume proaspete, neamule, a, un, doi, trei, ia legume fructe proaspete. Cioc, cioc. Tras cu pușca, nu ia foc. Da, bonjour, madame. Dacă nu vă inoportunez cu această întrebare, aveți cumva brânză rochefort? Ce ai zis? Dacă posedați în acest lăcaș de abundență brânză rochefort. Ce? Este o brânză cu mucegai. Nu, dar dacă vreți, eu vă dau niște legume și niște pâine rochefort. În ultima vreme au apărut în comerț o serie de noi produse din import, utile, foarte utile fiecărei gospodării. Ne-am interesat de ce aceste produse nu sunt însoțite de o notă explicativă în limba română și ni s-a răspuns că nu este necesar, întrucât este de ajuns să citești ce scrie pe produs ca să înțelegi la ce folosește și cum se întrebuințează. Să luăm de pildă acest plic. Conține etelize sito. Cum se întrebuințează? Foarte simplu, întoarcem plicul și citim. Zevese isebebebe tetelehe. Tetelehe pergic zargarepa. E clar. Sau, acest elegant flacon vars. Cum se întrebuințează? Foarte simplu. Cocosipolili nanagugu. Nanagugu? Dar fiți atenți. Nu cumva să dizuravic și nici nagrezevac. Dacă ați cumpărat un flacon de glacidet, glacidet, mai întâi va trebui să pomeru tabulca. Apoi protopocremen, un litru și pe urmă pauzit în virop cu 5 grade. Și în rest, nenapadă o zaguga. Deci, stimați telespectatori, nerat o vilasata mumu. Adică vă mulțumim pentru atenție. Ia spune, Tudorele, ce-ai face dacă tocmai în ziua anunții, care are loc undeva în provincie, ți s-a stricat mașina și ești pe punctul de a pierde și singurul tren în direcția respectivă pe care ți-l pune la dispoziție minunatul serviciu public CFR Călători? Foarte simplu. E un taxi până la gara, Cleopatru. Dar dacă ești așa mai scoțian și nu-ți convine scorul fixat de taximetrist, cum o scoți la capăt? Negociezi. Cum? Îl întreb dacă în prețul respectiv intră și căratul bagajelor. Bineînțeles, îți va zice el. Căratul bagajelor e gratis. Perfect. Atunci, du-mi, te rog, bagajele până la gară. Ei, și tu? Eu o să vin pe jos. Thank you.
Alo, da. Birou de mișcare. Trenul de Craiova are 382 de minute întârziere. Mă rog. Ba, 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 dimineața plecă de vreme? Da, aveți unul la 04:25. Bă, e prea de vreme. Am s-o un greu. Ce pățeam în armată până mă scula aia cu talanga. Am la ce ore? Unde vreți să mergeți? La Timiș. Timișul de sus sau Timișul de jos? Nu contează. Mă așteaptă prietenii în gară. Păi vreau să... Da. Sosește la 4:23 pe linia a patra. Păi vreau să vă explic că nu toate... Grebă. Dom'le, vreau să vă explic că nu toate trenurile opresc în gara la Timiș. De ce nu oprește? N-are gara? Ba, are gara, dar așa e mersul trenurilor. Și altceva, ăia, care așteaptă, știe că nu oprește? Sigur că da. De unde știe? Păi consultă mersul trenurilor, mă întreabă pe mine? Și mă ta știe? Păi sigur că știu. Te întreb la informații? Cum nu se întreb la informații când eu sunt informațiile, domnule? Domnule, te-ai necat! Domnule, ce ai? Mi s-a pus frâna. Și cât costă? Ce să coste? Biletul. Păi depinde cu ce mergeți. Cu trenul. Păi știu, dar cu care? Cu personalul, cu acceleratul, cu rapidul. E mai multe? Păi sigur că da. Și acceleratul e mai scump. De ce? Nu merge tot acolo? Ba, merge tot acolo, dar merge mai repede. Nu nimic. Să meargă mai încet. Eu nu mă grăbesc. Dacă nu mă grăbesc, face reducere? Nu se fac reducere. Dar la copii face reducere? Da. Mama ta, ai copii? Am. Câte bucăți? 10! 10? Când ai mai avut timp să stai la ghișeu? Domnule! Natalește toate mințile! Mai suntem aici o instituție de stat! Ce crezi că... Ei! Ce-mi trebuia mie de timp? Un văr al meu a murit într-un accident de avion. Și zbura cu avionul? Nu, mergea pe stradă, s-a uitat după un avion care zbura pe sus și a căzut într-o groapă. Auzi? Știi că m-am angajat la televiziune?
La televiziune? Da, da. Crainic, în locul lui Cristian Ciopescu. Ai auzit de ăla care i-a dat nevestii cu sifonul în cap? N-am auzit. Știi de ce i-a dat? Nu știu! Nu găsea capsule. Asta care pleacă, e tren electric? Da. Și e mai bine să fie electric? Da. Asta mă gândeam și eu. De ce mai bine să fie electric? Da! Domnule! Domnule Zvartov! Vrei să mă bagi în spitalul de nebuni? Vii aici! Mă nebunești de cap! Crezi că e un apel? Crezi că răsești o ființă? Vii și fă! Gândește-te că n-am avut părinți. Ah, ești din Floricele? Auzi? Te-ai descurcat greu în viață? Cu dumneata mă descurc mai greu. Spuneai că vrei să pleci la Timiș. Nu prin Craiova. Aștept pe frații mei de la Craiova. Trenul de Craiova are 392 de minute de întârziere. Păi de-aia n-aveam ce face și am stat de vorbă cu dumneata. Mamă! Mai găsi mă bine, nu? Ma marș de aici. Dilemachis. Iată, ne-a ajuns și la finalul acestei ediții, ocazie cu care vreau să-i mulțumesc lui Marius Mușat pentru vestimentația din această seară. Și cu asta basta, s-a sfârșit prima ediție din Hazlia noastră gală. Ce să-ți spun, mare scopală? Așa face, dragi prieteni, după orice premieră. A, las-o baltă, domnișoară, asta e altă carimeră, mai bine ea, trage cortina. Fără nicio vorbă bună. Da, hai, dă-i sfoară. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și în altă seară. Vineri, peste o săptămână, la Gala Umorului.